Muy correcto. Tinerii și, în general, cetățenii care sunt nemulțumiți de dictatura lui Lukașenko au ieșit în stradă să-și manifeste proteste. Au protestat pașnic, dar forțele de ordine au intervenit în forță, au arestat oameni și foarte multe informații despre ce s-a întâmplat după ce au arestat nu le cunoaștem noi. Deci e un stat izolat, o dictatură înflorește în inima Europei. De asta suntem nemulțumiți, suntem indignați de comportamentul autorităților de la Belarus. Și cerem eliminarea celor care mai sunt în detenție, cerem investigarea abuzurilor și pedepsirea celor care au decis să intervină în forță. Așteptați să iasă cineva de la ambasadă să vorbiți cu ei? Ei depinde, noi nu putem să-i vorbim. Chiar polițiștii încercau să ne trimită dincolo, deși ei nu cunosc legea și o să cerem penalizarea lor. Dar în ambasadă noi am făcut un demers scris, o petiție, un text pe care l-am trimis pe internet. Sperăm să reacționeze la mesajul nostru. O să mai protestați în cazul în care nu veți primi un răspuns? Cu siguranță, mai ales depinde foarte mult de ce se întâmplă în Minsk, în Belarus. Vrem să vedem cifre, vrem să știm exact cât sunt încă în detenție, cât au fost eliberați și în ce stare sunt, cum se simt oamenii ăștia. Pentru că atât timp cât stai o lună în custodia poliției, nu cred că lucrurile sunt foarte clare și mai ales că activiștii pentru drepturile omului nu au acces în penitenciarele lor. Deci e un stat izolat, un stat dictatorial în floare. Jos Lukașenko! Jos Lukașenko! Suntem contra încălcarea drepturilor omului, încălcarea dreptului la liberă exprimare și liberă opinie. Credem că regimul de la Belarus trebuie penalizat și toate țările europene care se cred democrații ar trebui cât de cât să le facă restricții. Ascult! Opriți bastardul de Lukașenko! El a falsificat rezultatele alegerilor. De atâta noi protesteam și cerem împreună cu toată lumea din toată Europa, jos Lukașenko! Eu care am făcut armata 6 ani de zile în unitățile antiaeriene în Belorusia, lângă Minsk, Maciuliști, știu foarte bine ce înseamnă poporul belorus. E un popor răbdător, civilizat, cultural, binevoitor și când acolo avem un regim dictatorial. Ce nu mai sunt oameni în locul lui? Lasă-și de demisie. Lukașenko, dictator! Jos dictatura! Dumneavoastră, de ce ați ieșit la protest? Fiindcă urmăresc ce se întâmplă de ani în Belorusia, văd cum este tratată opoziția, de fapt e o situație cam ca la noi, numai că acolo se vede mai deschis, la noi camuflat. E camuflat, exact, și trebuie să-i susținem pe cei care luptă și în mileniu 3, trebuie să luptăm pentru dreptate, libertate și adevăr. Și îi susținem pe cei din Belorusia împotriva dictaturii lui Lukașenko. Lukașenko e dictator! Păzăr! Lukașenko e dictator! Păzăr! Lukașenko e dictator! Păzăr! Lukașenko e dictator! Păzăr! Noi am venit la protest cu scopul pentru a informa și a fi solidari cu cei din Belorusia, pentru a susține, deoarece, după cum știm, după alegeri din Belorusia, în Belorusia nu mai există opoziție, toți liderii au fost eliminați, sunt toți închiși. Practic, deja regimul Lukașenko este totalitar 100%. De ce noi suntem solidari? Vrem ca poporul din Belorusia să aibă un cuvânt. De ce se cheamă protestul Free Belarus Action, prin care ei să aibă și ei un cuvânt de spus tuturor și pentru a-și alege singur viitorul, nu cineva să aleagă în locul lor. Suntem organizația GF Moldova.